Vă invit să deschidem Bibliile în această seară la Evanghelia după Luca, capitolul 23, și aș dori împreună să parcurgem un pasaj începând cu versetul 32 până la versetul 42. Luca, capitolul 23, începând cu versetul 32, unde Biblia spune în felul următor. Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele, care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo, pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: Pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este el Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de el, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau: Dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui erau scrise cu slove grecești, latinești și evreiești: Acesta este împăratul iudeilor. Unul dintre tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: Nu te tem tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim plata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Și în același timp doresc să vă spun ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare. Ați ales într-o zi caldă să fiți în casa Domnului și să stăm împreună în preajma Cuvântului lui Dumnezeu și să ne bucurăm de atmosfera caldă din punct de vedere spiritual. Fiți binecuvântați cu toții și aș dori ca în minutele pe care le avem la dispoziție în această seară să ne uităm în Biblie, pentru că am citit un pasaj pe care cred că îl cunoaștem fiecare. Poate cineva, auzind, citindu-se acest pasaj, s-a gândit că se apropie o anumită sărbătoare din an, când noi suntem mai obișnuiți să citim acest pasaj. Dar vreau să vă spun că fiecare zi pentru noi petrecută cu Dumnezeu, cu Hristos, ar trebui să fie o sărbătoare. E bine să avem zile deosebite pe care să le observăm mai cu atenție, dar în fiecare zi în care avem harul să ne ridicăm din pat, în care putem să respirăm aerul, să umblăm pe picioarele noastre, este o zi de sărbătoare și Dumnezeu merită toată slava pentru aceasta. Aș dori, inspirat din acest text, care vorbește foarte simplu, așa cum ați observat la citire, despre momentul răstignirii Domnului Iisus, vreau să vă vorbesc nu așa de mult despre răstignire, pentru că procesul de răstignire era un proces crunt. Poate cei care ați citit istoria cunoașteți procesul de răstignire pe care romanii l-au dus la perfecțiune, au făcut o artă din el, o artă a suferinței. Însă în seara aceasta vreau să vă vorbesc despre unul dintre cei doi tâlhari care erau acolo. Unul dintre cei doi care au fost răstigniți împreună cu Domnul Iisus. Pentru că dacă veți citi cu atenție pasajul, veți vedea că cele trei versete în care vorbește unul dintre acești tâlhari anonimi reprezintă probabil una dintre cele mai reușite pasaje din Scriptură care vorbesc despre teologia credinței noastre. Am intitulat predica din această seară foarte simplu: Teologia unui tâlhar pocăit. Ar fi greu să te gândești că noi, într-o generație ca și cea în care trăim, am putea să învățăm ceva de la un răufăcător. Pentru că Biblia spune, dacă ați fost atenți la citire, începând cu versetul 32, împreună cu el, zice Biblia, adică cu Domnul Iisus, duceau și pe doi făcători de rele care trebuiau omorâți. Erau trei cruci pe marginea drumului, la nord de poarta Damascului, imediat în afara zidurilor Ierusalimului, un loc de mult rezervat pentru execuții publice. Mulțimile de oameni se adunaseră și în acea zi, pe dealul Căpățânii, pentru că era o zi obișnuită de execuții publice. Mulțimea era acolo ca de obicei, urmând să asiste la ceea ce făceau romanii, care dominau la vremea aceea țara lui Israel.
Răstignirile, vreau să știți că nu erau deloc neobișnuite în Israel la vremea aceea, dar în acea zi, în ziua pe care o surprinde evanghelistul Luca, printre alții, era o zi deosebită. Pe crucile care erau acolo, desemnate, pregătite pentru răstignire, erau doi răufăcători, oameni care trebuiau omorâți conform legislației romane, care domina la acea vreme țara lui Israel, trebuiau omorâți datorită fără de legilor, datorită tâlhăriilor, pentru că termenul original în Scriptură este definit ca și tâlhar, ca un om care jefuiește, ca un om care omoară pentru profit, ca un om care face ceea ce este rău ca să aibă un câștig. Împreună cu acești doi tâlhari, ca așa îi numește Biblia, răufăcători, era un om care nu avea nimic de a face cu cei doi. Ziua aceasta de răstignire era o zi deosebită de toate celelalte, pentru că era un om între ei care nu era un răufăcător obișnuit, nu era nici hoț, nu era nici ucigaș, de fapt nu se făcea vinovat de absolut niciun păcat. Omul acesta nu păcătuise niciodată. Era Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe care guvernarea romană de la vremea aceea l-a răstignit. În stânga și în dreapta lui erau câte unul dintre cei doi tâlhari de care vă spun. Isaia profețise despre acest moment. Citim Isaia capitolul 53 cu versetul 12. De aceea, spunea profetul, cu 700 de ani aproape înainte de acest moment de la dealul căpățânii, de aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, spune Isaia profetic, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Matei, dacă citiți Evanghelia, îi numește tâlhar pe cei doi. Cuvântul potrivit, probabil, în limba română actuală ar fi niște bandiți, niște oameni care omorau de plăcere, omorau pentru ca să câștige ceva, să aibă un beneficiu. Interesant este că acești oameni au fost puși acolo pe cruce și împreună cu acești doi tâlhari, cu acești făcători de rele, era și Domnul Iisus Hristos. Ambii fuseseră bătuți înainte de a fi răstigniți. Ambii fuseseră dezbrăcați de hainele lor și de demnitatea lor înainte de a fi puși pe cruce. Fiecare dintre ei era fizic cât se poate de aproape de Iisus Hristos. Toți împărtășeau aceeași suferință. Este interesant că la început, dacă citiți Evanghelia după Matei, ambii tâlhari îl batjocoresc pe Hristos, dar la un moment dat are loc ceva. Se întâmplă ceva acolo, se pare că unul dintre cei doi tâlhari are un soi de revelație, vede în omul din mijloc ceva ce nimeni n-a reușit să vadă și se întoarce către Hristos și are acest discurs pe care vi l-am citit și care este în pasajul nostru. Undeva pe parcurs are loc această schimbare a atitudinii, această schimbare a inimii și despre acest om vreau să vă vorbesc în această seară. Ce putem să învățăm de la un om care a fost condamnat la moarte? Un om căruia îi mai trebuiau practic cel mult ore și urma să treacă din această viață. Ce ne poate învăța el despre ce înseamnă cu adevărat să îl cunoști pe Dumnezeu? Aș vrea să înțelegem, dragii mei, că momentul cel mai mare din viața noastră este când Domnul ne-a deschis ochii și l-am văzut. Nu știm ce i s-a întâmplat acestui tâlhar. Poate că rugăciunea Domnului Iisus din versetul 34, unde Hristos, după ce a fost pironit pe cruce, se roagă și spune, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Noi citim acest pasaj și acest verset în seara aceasta și ne gândim, ne e greu să iertăm pe cineva care ne-a spus un cuvânt greșit. Ne e greu să iertăm pe fratele care s-a pus în locul nostru, unde stăteam de obicei în biserică. Ne e greu să iertăm pe cineva care ne-a făcut rău. Hristos însă s-a rugat pentru cei care îi băteau cuiele în palmă. Știți că procesul răstignirii este unul complex. Spune Biblia că Domnul Iisus Hristos, când a fost dus la răstignire, nu se odihnise, nu mâncase de aproape 3 zile, nu băuse apă, era istovit. A fost judecat împotriva tuturor legilor iudaice, pentru că legea iudaică spune că nu ai voie să judeci un om înainte de răsăritul soarelui. În schimb, el a fost judecat în timpul nopții, a fost batjocorit, bătut, îmbrăcat cu acea haină, avea o coroană de spini pe cap și l-au pornit pe Via Dolorosa. Procesul răstignirii era unul crunt. Spune istoria că cel ce era condamnat la moarte
primea acea parte transversală a crucii care se numea patibul, avea 80-90 de kilograme, era din lemn brut cioplit cu barda, care era pus pe spatele condamnatului și cu acel lemn de 80-90 de kilograme, condamnatul istovit după bătaie, după judecată, se ducea spre via dolorosă, pe via dolorosă, spre dealul căpățânii. Asta a făcut și Domnul Iisus Hristos. Gândiți-vă că nu dormise, nu mâncase, era epuizat fizic, era epuizat din toate punctele de vedere. I-au pus acea greutate pe spate, lemn cioplit cu barda. Fiecare mișcare pe care o făcea, îi sfâșia carnea tot mai mult de pe spate. Și spune istoria că Domnul Iisus Hristos a căzut de două ori și a doua oară n-a mai putut să se ridice. Cea mai mare grijă a unui condamnat care trebuia să meargă la răstignire era să nu cadă pe față, pentru că nu se putea ridica. Fața era zdrobită de caldărâmul de pietre de pe Via Dolorosa. Se pare că Hristos n-a mai putut să se ridice a doua oară după ce a căzut. De aceea i-au dat crucea lui Simon din Cirena ca să o poarte în locul lui. Odată ajuns acolo la dealul căpățânii, partea perpendiculară a crucii era întinsă pe pământ. Și apoi urma procesul de asamblare, acea parte transversală, condamnatul era pus acolo, mâinile erau bătute în piroane, încheieturile mâinilor erau bătute în piroane cu grijă ca să nu fie atins niciunul dintre nervii esențiali, ca cel ce urmează să fie executat să simtă toată durerea până la capăt. Și apoi după ce era bine legat, crucea aceea se ridica cu frânghii și gândiți-vă că trebuia să cadă într-o gaură de aproape 2 metri adâncime. Gândiți-vă că acest condamnat are mâinile și picioarele bătute în cuie și în momentul în care crucea asamblată cu omul pe ea cade în gaură, acolo unde trebuie ca să stea în picioare, încep primele dureri, pentru că toată greutatea unui bărbat întreg trebuia să stea în niște cuie pironite acolo, bătute în încheietura mâinilor. Și romanii, ca să facă agonia și mai mare, din când în când îi ajutau, spuneau ei, pe condamnați, le dădeau să bea câte un amestec care să anestezieze pentru o perioadă durere. E ca și atunci când te duci la dentist și îți lucrează în gură și îți face ceva la o lucrare și îți mai dă câte un anestetic din când în când să nu simți așa de tare durerea. Acolo pe cruce, în partea aceea perpendiculară, era o bucată de lemn unde condamnatul putea să se ridice în vârful picioarelor și să ia o gură de aer, pentru că moartea pe cruce se întâmpla datorită faptului că condamnatul intra în stop cardiorespirator. Cutia toracică apăsa pe plămâni așa de tare încât nu mai putea să ia următoarea gură de aer. Și atunci romanii puneau o bucată de lemn pe care condamnatul se putea ridica în vârful, folosindu-se de degete de la picioare, se putea puțin ridica și să ia o gură de aer. Dar în finalul execuției, ca să prelungească agonia și durerea, romanii zdrobeau fluierele picioarelor condamnaților și în felul acesta ei mureau prin asfixiere. Ăsta era procesul de răstignire. Și în timp ce Hristos era bătut acolo, ridicat pe această cruce, agonizând în durerea aceea, se roagă și zice: Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Mie mi-este greu să iert pe cineva care mă ofensează. Este greu să iert pe cineva care îmi spune un cuvânt greșit. Dar tâlharul ăsta care era răstignit lângă cruce, lângă crucea lui Hristos, probabil că vede ceva. Vede ceva când Hristos se roagă și spune: iartă-i că nu știu ce fac. E imposibil aproape să rostești aceste cuvinte. Vreau să vă vorbesc despre acest tâlhar și câteva lucruri, trei lucruri de fapt pe care aș vrea să le parcurgem în această dupămasă. Sunt mult mai multe în textul acesta, dar câteva dintre ele. Vă recitesc versetul 41, unde Biblia spune așa. Citesc de la 40. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Și ascultați versetul 41, ce spune unul dintre acești tâlhari. Cel care a văzut indiscutabil ceva la Domnul Iisus, ceva i-a atras atenția în comportamentul lui, în rugăciunea lui pentru cei care l-au pus acolo pe cruce și au provocat aceste dureri. Spune tâlharul acesta: pentru noi este drept că primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre, dar omul acesta n-a făcut nimic rău. Ce putem să învățăm de la acest tâlhar în seara aceasta? Ce ar putea să ne învețe omul acesta? În primul rând, un lucru pe care l-a înțeles el și pe care ar trebui și noi să-l înțelegem. Și anume că a înțeles că păcatul te face vinovat întotdeauna înaintea lui Dumnezeu. Observați ce spune. Când unul dintre tâlhari, celălalt,
Îi spunea, nu ești tu Hristosul, dacă ești cel ce spui că ești, mântuiește-te pe tine și dă-ne și pe noi jos de pe cruce, că ne-ar plăcea și nouă să continuăm să trăim. Dar celălalt îl înfruntă și știți ce îi spune? Pentru noi este drept, căci noi primim răsplata cuvenită pentru ceea ce am făcut. Dragii mei, aș vrea să învățăm în această seară, sunt lecții foarte simple, dar se pare că generația noastră le-a uitat. Aș vrea să învățăm că păcatul te va face responsabil întotdeauna înaintea lui Dumnezeu. Pe tine, cel care ai păcătuit, nu pe alții din jurul tău. Tâlharul acesta a înțeles că păcatul te face vinovat înaintea lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă spun că esența oricărei teologii sănătoase este să înțelegi ce este păcatul. Dacă nu înțelegi păcatul și mânia lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu o are împotriva păcatului, nu poți spera să înțelegi vreodată cu adevărat mântuirea. Suntem generația care păcătuim râzând și încercăm să ne pocăim tot râzând. De ce? Pentru că nu am înțeles gravitatea păcatului și modul în care Dumnezeu privește păcatul. Iisus a spus într-o ocazie, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi, vorbind despre cei ce sunt bolnavi de boala numită păcat. Iar oamenii religioși ai vremii n-au înțeles despre ce vorbea Domnul Iisus. Pentru a merge la doctor trebuie să fii bolnav. E bine să-ți faci analize și când ești sănătos, dar oare câți dintre noi o facem? De obicei mergem la medic când ceva nu mai funcționează așa cum am fi vrut noi să funcționeze. Tâlharul recunoaște păcatul lui. Ăsta este primul pas spre pocăință. Nu poți spera să te pocăiești vreodată, nu poți spera să te apropii vreodată de Dumnezeu, nu poți spera să înțelegi vreodată ce înseamnă mântuirea până când nu înțelegi că păcatul te face vinovat înaintea lui Dumnezeu. Vă pun o întrebare. De ce ne este așa de greu să acceptăm și să ne asumăm păcatul? Mi-am notat câteva lucruri și vreau să vi le spun. Generația în care trăim, noi are o problemă reală în a recunoaște, în a accepta și în a-și asuma păcatul din câteva motive. Cred că sunt mult mai multe decât cele pe care mi le-am scris eu, dar măcar câteva vi le spun. În primul rând, ne este foarte greu să ne asumăm păcatul, să ne recunoaștem păcatul, pentru că ca și generație am redefinit păcatul. L-am redefinit ca și terminologie. Păcatul a ajuns o noțiune străină omului acestei generații. Cu un secol în urmă, dacă veți citi istoria bisericii, doar cu un secol în urmă, și îndrăznesc să spun mai puțin chiar de un secol, cuvântul păcat producea groază în cei care ascultau predicarea Evangheliei. Astăzi noțiunea de păcat a fost ajustată pentru a nu intra în conflict cu concepțiile societății seculare. Știți care sunt concepțiile societății seculare din vremea noastră, de acum? Sunt două cuvinte care marchează generația în care trăim noi. Se numesc incluziune și toleranță. Și astăzi nu mai putem să vorbim despre păcat pentru că suntem hateri. Speech-ul nostru este unul de hateri. Dacă eu încerc să definesc păcatul pentru că trăiesc într-o societate inclusivă și tolerantă. Cine ești tu să-mi spui mie că eu sunt un păcătos? Cine ți-a dat ție autoritatea în baza ceea ce îmi poți spune tu mie că eu sunt un păcătos? Indiferent ce fac, indiferent cum fac, indiferent cum trăiesc, tu ești dator să mă incluzi în grupul tău și să fii tolerant față de mine. Deși în biserici se mai vorbește despre păcat, am încercat să facem apel la câteva imagini tradiționale ale păcatului, dar un pic să ne ajustăm limbajul ca să nu fie impactul atât de puternic, da? Te uiți la o știre și ești avertizat, imagini cu un puternic impact emoțional, serios. Care ar fi imaginile cu un impact emoțional, serios? Viața se întâmplă. Noi ne facem planuri, dar viața ni se întâmplă. Vreau să înțelegeți în această seară, dragii mei frați creștini, stimate Doamne și stimați Domn care sunteți în casa Domnului, omul ăsta care a târnat pe o cruce, care poate mai avea minute de trăit, poate ceasuri, nu știm cât o fi durat agonia lui, în cuvintele lui, în acest verset, a înțeles că păcatul te face vinovat înaintea lui Dumnezeu. Oare noi, în generația asta, a incluziunii și a toleranței, mai putem înțelege lucrul acesta? Trebuie să fim inclusivi și toleranți față de oricine.
Dacă astăzi mă simt de alt gen, trebuie să mă tolerați. Doamne, ai milă de noi. Dacă mâine cineva se gândește că vrea să se căsătorească cu o traversă de cale ferată, trebuie să fim inclusivi și toleranți. Toate merg până la o limită a absurdului. Știți când devenim extrem de intoleranți? Când începem să vorbim de Dumnezeu. Toate sunt inclusive și tolerante până când încep să vorbești de Dumnezeu. Și atunci toată lumea este neincluzivă și lipsită de orice fel de toleranță. Lasă-ne cu religia ta. Da? De ce ne este așa de greu să ne asumăm păcatul? De ce ne este așa de greu să recunoaștem? Pentru că l-am redefinit ca noțiune. Dragii mei, păcatul e la fel cum a fost întotdeauna. Da? La fel cum îl definește Biblia. Pentru că Biblia definește lucrurile care sunt albe drept alb și lucrurile care sunt negre drept negre. Dar asta ne deranjează stilul de viață. Ne deranjează stilul de viață să spunem că avortul este un păcat. Ne deranjează stilul de viață să spunem că homosexualitatea este o urâciune. Ne deranjează stilul de viață să spunem că relațiile intime înainte de căsătorie sunt păcat. Ne deranjează stilul de viață să spunem că dacă trăiești după cuvântul acesta, mergi în rai, iar dacă îl ofensezi pe Dumnezeu și trăiești ostentativ împotriva lui Dumnezeu, s-ar putea să trăiești veșnic, că de trăi veșnic oricum trăim, dar separat de Dumnezeu. Nu putem fi atât de non-inclusivi încât să spunem că Dumnezeu e așa de rău că o să trimită pe cineva în iad. Și ne deranjează stilul de viață. De ce e greu să ne-l asumăm păcatul, cum a făcut acest tâlhar? Pentru că l-am redefinit mai ceva. Ne este greu să ne asumăm păcatul și să recunoaștem pentru că ne-am obișnuit să găsim scuze, ori scuze, ori vinovați. Nu e așa că pentru păcatul tău altcineva e de vină. Ești o victimă a sistemului. Păi dacă toți fură, tu ce să faci? Nu știu ce să faci. Poate tu n-ar trebui să o faci. Suntem o victimă a sistemului. Ne-am obișnuit să găsim scuze, ne-am obișnuit să găsim vinovați. Sunt așa pentru că așa m-au crescut. Am ajuns așa pentru că așa este societatea. Vreau să vă spun, dragii mei, că putem să trăim drept și într-o lume strâmbă. Mulțumesc! Putem să trăim drept și într-o lume strâmbă. Și pentru noi ca și creștini, cred că asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Omul ăsta care a târnat pe o cruce mă învață că pentru păcatul meu, eu sunt de vină. Observați cum, ce sintagmă folosește evanghelistul Luca. Pentru noi este drept. Noi, vorbind el și în dreptul celuilalt, tovarășa lui, pentru noi este drept căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Pentru noi e drept, noi primim, fără de legile sunt ale noastre. Ne este greu să recunoaștem. Ne este greu să admitem. De ce? Pentru că am redefinit păcatul. E o noțiune prea, sună prea fals pentru urechea omului generației noastre. Sună prea brutal. Apoi, nu doar că ne-am redefinit păcatul, sunt întotdeauna scuze, circumstanțe atenuante. Păi, dacă nu făceai tu ce ai făcut, nici eu nu făceam ca răspuns ceea ce am făcut. Vreau să înțelegeți, dragii mei, că nu-i nimic nou. Asta a început în grădina Edenului. Țineți minte, primii doi oameni, Adam și Eva. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Eva a luat din fructul acela, din rodul pomului despre care Dumnezeu spusese să nu se mănânce. Și când Dumnezeu vine și ia la întrebări, îl ia la întrebări pe Adam, că știți care era jobul lui Adam? Trebuia să aibă grijă de grădină și de nevastă. Dar zice cuvântul lui Dumnezeu că în timp ce Adam probabil era ocupat cu alte treburi, Eva, ademenită de șarpe, a luat din acel rod și i-a dat și lui Adam. Și Dumnezeu vine la Adam și are o discuție cu el. Și te-ai gândit că Adam îți asumă, nu? Spune, eu sunt de vină. Știți ce zice Adam? Nu, eu n-am făcut nimic. Femeia. Și cred că Eva s-a întors spre șarpe și a zis, eu n-am făcut nimic, șarpele. Bine că nu mai era nimeni acolo, că probabil șarpele ar fi dat vina pe altcineva. Este natura omului să nu recunoască, să găsească scuze și un vinovat. Și mai ceva, nu doar că l-am redefinit ca noțiune, nu doar că ne place să găsim scuze și explicații, mai e ceva, am uitat,
generația noastră, că păcatul nu poate rămâne nepedepsit. Vreau să mă înțelegeți foarte clar. Vă spun cu subiect și predicat. Păcatul nu poate rămâne nepedepsit. Singura variantă prin care scap de păcat este dacă îl lași pe Hristos să te libereze de el. Altfel, vei suferi consecințele păcatului. Păcatul nu trece odată cu timpul, așa cum se zice. Timpul nu le rezolvă pe toate, cu certitudine. Iar când vine vorba de păcat, nu există niciun dubiu. Faptul că tu uiți un lucru pe care l-ai făcut, nu înseamnă că l-ai uitat Dumnezeu. Praful timpului nu diminuează gravitatea păcatului. Trecerea timpului șterge memoria noastră, că așa ne-a creat Dumnezeu, că dacă ne-am uitat anumite lucruri, hard disk-ul ăsta s-ar defecta, s-ar strica complet și uităm. Dar faptul că tu ai uitat nu înseamnă că Dumnezeu a uitat, da? Am uitat că păcatul nu poate rămâne nepedepsit. Ascultați ce zice Ezechiel 18:20. Sufletul care păcătuiește, ce zice Biblia? Acela va muri. Romani 6:23. Fiindcă plata păcatului este moartea. Există o plată. Dar ascultați ce frumos continuă Romani, că nu se oprește doar aici. Plata păcatului e moartea. Zice, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să fie Domnul. Știți ce înseamnă asta? Păcatul, da, nu poate rămâne nepedepsit. Dar a stat acolo între doi tâlhari, unul care n-avea nicio vină. Și știți de ce a stat el acolo? Știți de ce a fost chinuit? De ce a fost judecat pe nedrept? De ce a fost omorât? Pentru păcatul tău, pentru păcatul tău și pentru păcatul meu. Pentru ca prin harul lui Dumnezeu, prin credința în el, eu astăzi să nu sufăr consecințele păcatului de care mă făceam vinovat. Există un motiv pentru care Fiul lui Dumnezeu a murit pe cruce și acela este ca noi, crezând în jertfa Lui, asumându-ne ceea ce a făcut El pentru noi și recunoscând nevoia de El să fim iertați de păcatele noastre, tâlharul a înțeles că păcatul trebuie pedepsit și a înțeles că Hristos a luat locul Lui. Ce învățăm de la acest tâlhar? Primul lucru, înțelegem și învățăm de la el că păcatul te face întotdeauna vinovat înaintea lui Dumnezeu. Al doilea lucru, vă citesc versetul 39 și 40. Zice Biblia așa, unul dintre târharii răstigniți îl batjocorea și zicea, nu ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu. Nu te temi tu de Dumnezeu. Tu care ești sub aceeași osândă. Care este teologia corectă pe care îndrăznesc să spun, nu cred că au înțeles-o și descifrat-o nimeni dintre cei ce erau la cruce, în afară de acest om care stătea atârnat pe cruce. A înțeles că păcatul te face vinovat, responsabil înaintea lui Dumnezeu și a mai înțeles ceva. A înțeles că sfințenia lui Dumnezeu cere reverență din partea noastră. Dați-mi voie să zăbovesc la gândul ăsta. De la tâlharul ăsta, e fascinant cum lucrează Dumnezeu când schimbă inima unui om, nu? E extraordinar. Mă întreb, eu cred că omul ăsta, nu scrie nicăieri Biblia că acest tâlhar a fost prezent la vreuna din predicile Domnului Iisus. Mă îndoiesc că îl urma pe Hristos acolo unde îl urmau mulțimile. Mă îndoiesc că a văzut vreo minune pe care a făcut-o Hristos, tare mă îndoiesc că nu a fost nici la predica de pe munte, ceva îmi spune că era ocupat cu alte lucruri, tare mă îndoiesc că omul acesta n-a văzut pe Hristos înviindu-l pe Lazar și chemându-l din mormânt, mă îndoiesc că acest tâlhar a avut cel mai mic interes să-l asculte pe acest rabin evreu care vorbea din loc în loc, care învia morții, care vindeca orice boală, pe care oamenii îl ascultau cu ceasurile, uitând de mâncare, uitând de tot, mă îndoiesc că a fost în preajma lui. Știți ce zice omul ăsta? Mă îndoiesc că omul acesta s-a gândit vreodată la alții. Mă întreb pe câți oameni au fi jefuit, pe câți oameni au fi omorât doar pentru niște bani. Și știți ce zice el? Nu te temi tu de Dumnezeu? A înțeles că sfințenia lui Dumnezeu cere reverență din partea noastră. Dragii mei, aș vrea să înțelegem că teologia sănătoasă, pe lângă înțelegerea corectă a păcatului, înseamnă să înveți o teamă sfântă de Dumnezeu.
Suntem generația care, din păcate, începem să pierdem în mod gradual acest lucru. Suntem curajoși, ne place să fim îndrăzneți. Nu știu neapărat dacă e bine întotdeauna. Vreau să vă spun un lucru. Când vine vorba de Dumnezeu, Dumnezeu cere ca noi să arătăm reverență, respect față de sfințenia Lui. Teama sfântă de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu este ca noi. Trăim cu impresia că Dumnezeu este ca și noi, oamenii. Trăim în vremuri în care aroganța, mândria, cultul personalității sunt fără precedent, parcă. Oamenii își fac idoli, nu ciocliți dintr-o piatră, ci oameni care trăiesc un stil de viață, devin modele, oameni care trăiesc într-o aroganță, într-o mândrie, oameni care își construiesc propriul lor cult al personalității, un narcisism dus la extremă. Vreau să vă spun că noi cei care chemăm numele Domnului ar trebui să nu uităm, ar trebui să ne reîmprospătăm mintea, inima și viața noastră, înțelegând că Dumnezeu este sfânt și trebuie tratat ca atare. Când ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să o facem cu sfințenie. Moise stătea în fața unui arbust în flăcări în care prezența lui Dumnezeu era acolo și se manifesta și Dumnezeu îl oprește și îi spune: Moise, dă jos încălțămintea. Pământul pe care calci este un pământ sfânt. Păzește-ți piciorul când vii în casa Domnului, așa zice Eclesiastul. Păzește-ți piciorul. Da, venim aici, avem o biserică extraordinară. Sunt oameni minunați, dar aveți grijă că suntem în prezența lui Dumnezeu și Cel care a creat cerurile, pământul, arhitectul Universului, Dumnezeul care ține toate lucrurile în mâna Lui. El nu este ca noi. Noi nu suntem ca El, noi nu suntem doar niște făpturi create. Sfințenia lui Dumnezeu cere reverență din partea mea. Oare mai avem noi lucrul acesta? Ne apropiem noi cu reverență de Dumnezeu? Dumnezeu i-a spus lui Moise: dă jos încălțămintea din picioare. Când Dumnezeu se arăta pe muntele Horeb, Dumnezeu a dat porunci exprese și a spus, spune poporului să nu se apropie. Muntele era, zice Biblia în Deuteronom, cu tremurat din temelii, fulgere, tunete, un nor mare, se auzea o voce, oamenii erau îngroziți. De ce? Că Dumnezeu nu iubea, ba da, Dumnezeu iubea, dar Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Generația în care trăim noi, frați și surori, vă rog să înțelegeți, omul ăsta ne învață, omul ăsta care nu cred că a avut respect față de nimeni, ne învață că Dumnezeu este sfânt și sfințenia lui Dumnezeu cere reverență din partea noastră. 1 Petru, capitolul 1, versetele 15 și 16 spun: după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, Dumnezeu este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Prorocul Isaia, cel mai mare proroc al evreilor din vechime, a avut o viziune cu Dumnezeu. A avut acolo un templu, în anul morții împăratului Ozia, spune cuvântul lui Dumnezeu. Isaia s-a dus în templu și l-a văzut pe Dumnezeu. Și știți ce a rostit Isaia? Citiți primele capitole, până la capitolul 6, Isaia striga în gura mare: cât de păcătoși sunt alții. Și avea dreptate, că poporul lui Dumnezeu se depărtase de Dumnezeu. Dar din capitolul 6 Isaia striga altceva: eu sunt un om cu buze necurate, eu îmi asum păcatul meu. Dragii mei, exemplele pot să continue. Era Ioan în insula Patmos, scria, primea din partea lui Dumnezeu Apocalipsa, avea o revelație extraordinară. Dumnezeu acolo îi vorbea și pune cuvântul lui Dumnezeu că a avut revelația aceea și l-a văzut pe Hristos. Și ce zice Ioan? Am căzut ca mort la picioarele Lui. Vă pun o întrebare. Era Ioan un om sfânt? Absolut. Dar Dumnezeu este Dumnezeu. Zice Ioan, am căzut ca mort la picioarele Lui. El m-a ridicat. Daniel, prea iubitul Daniel, are revelația pe care o vede. Spune aceleași cuvinte: am căzut fără vlagă până când m-a ridicat. Știți de ce? Pentru că sfințenia lui Dumnezeu cere reverență. Dragii mei creștini, haideți să înțelegem această lecție. A înțeles acest tâlhar, esența teologiei, întregii credințe noastre, a credinței noastre, e foarte simplă. Păcatul te face responsabil înaintea lui Dumnezeu. 2. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și drept. Și sfințenia Lui, dreptatea Lui, cer reverență din partea noastră. Să nu trăim cu impresia că Dumnezeu
fac o paranteză. Dumnezeu ne iubește, știți asta, da? Și slăvit să fie Domnul că ne iubește așa cum suntem noi. Dar dragostea lui Dumnezeu, știți ce ne provoacă? Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu îți dă dreptul să faci ce vrei, nu? Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, la smerenie, la reverență față de Dumnezeu. Așa să înțelegem acest lucru. Și încă un lucru foarte frumos pe care îl văd de la acest om care a fost pedepsit. Om care era pe cale să moară. Ce ne învață? Esența teologiei, a crezului nostru, e rezumată în trei versete. Poate cel mai frumos. Nu veți găsi teologia mântuirii, poate nici cele mai bune instituții teologice exprimate atât de simplu. A înțeles că păcatul e responsabilitatea noastră, a mea, și el mă face vinovat înaintea Domnului. A înțeles că Dumnezeu este sfânt și asta înseamnă că eu trebuie să arăt respect și reverență față de El. Și încă ceva, versetele 42 și 43, vă rog să le urmăriți împreună cu mine. Iisus a răspuns, adevărat îți spun. 42. Și a zis lui Iisus, Doamne, ascultați, după ce își recunoaște vina, după ce recunoaște sfințenia lui Dumnezeu, mai zice ceva. Se întoarce către Hristos, nu mai vorbește cu celălalt tovarăș al lui. Îi se adresează lui Hristos. Cum îi se adresează? În mod excepțional îi spune, Doamne, vede în el ceea ce n-au văzut niciunul dintre cei de acolo. Nici preoții, nici toată ceata religioasă, nici mulțimile de oameni care au venit să asiste la răstignire, îi se adresează cu termenul Doamne. A văzut în el divinitate. Și spune așa, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și iată răspunsul lui Iisus, șocant. La fel poate de șocant cum a fost și cererea. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Slăvit să fie Domnul. Care e al treilea lucru pe care îl învăț? Și aș vrea să nu-l uitați niciodată, nu pentru că vi l-am spus eu, ci pentru că îl spune Scriptura. Omul ăsta a înțeles, am spus, că păcatul te responsabilizează în fața lui Dumnezeu. A înțeles sfințenia lui Dumnezeu care cere ceva din partea mea. Și-o mai înțeles ceva, a înțeles că mântuirea este doar în Iisus Hristos. Știți că mă gândesc și eu, dați-mi voie să-mi folosesc doar un minut imaginația. Câți ori fi fost acolo la cruce? Poate sute de oameni. Câți oameni din tagma religioasă ar fi fost acolo? Probabil că suficienți. Câți soldați romani care l-au văzut pe Hristos în acțiune de atâtea ori? Probabil suficienți și din ăștia. Erau ucenicii Domnului acolo. Era mama Domnului, Maria. Erau acolo toți cei care au fost împreună cu Domnul. Și deși erau toți acolo, știți ce zice acest tâlhar? Doamne, adu-ți aminte de mine când vei ajunge în împărăția ta. Vă pun o întrebare simplă. Cum se poate ca un om care n-a fost potrivit să trăiască pe pământ, să fie transformat și să fie potrivit ca să trăiască veșnic în cer? Cum? Cine poate face asta? Hristos îi spune, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Pe ăsta n-a ridicat mâna să se predea, că erau pironite mâinile. Sunt aproape sigur că n-au fost la nicio întâlnire de rugăciune. Sunt sigur că acolo unde venea Domnul Iisus și se întâlnea cu ucenicii lui în grădina Ghețimani, ăsta nu era acolo. Nu știu dacă vreodată o fi rostit vreo rugăciune în viața lui, nu știu dacă omul acesta o fi făcut vreun bine în viața lui, dar Hristos îi spune, adevărat îți spun, că astăzi vei fi cu mine în rai. Cum poate să facă Dumnezeu într-o fracțiune de secundă ca un om condamnat să fie răstignit, omorât pe acest pământ, să fie transformat în așa fel încât să fie potrivit pentru cer? Ne zice chiar el. Ăsta a înțeles că mântuirea este doar în Iisus Hristos. Continui cu imaginația mea. Era Petru acolo la răstignire. Sunt aproape sigur că era acolo. N-a zis întorcându-se spre Petru, când biserica te va canoniza și vei fi Sfântul Apostol Petru. Roagă-te lui Dumnezeu pentru mine. Nu s-a întors către Ioan să-i spună, când vei fi numit Sfântul Ioan. Roagă-te pentru mine. Nu s-a întors nici către Maria.
care era acolo și să-i fi spus, când biserica te va canoniza și vei fi născătoare de Dumnezeu, amintește-ți de mine și roagă-te pentru mine. S-a întors către Hristos și a spus, Doamne, văd că Tu ești altfel decât ceilalți, văd că Tu ești Dumnezeu, îți fac o cerere pe măsură când ajungi înapoi acolo de unde ai venit. Adu-ți aminte de mine. Și Hristos în mod șocant îi spune, adevărat îți spun, că astăzi, nu mâine, nu săptămâna viitoare, nu când ajung acolo mă mai gândesc, astăzi vei fi cu mine în rai. A înțeles că mântuirea este în Iisus Hristos. Dragilor, vă pun o întrebare. Cât de mai simplu de atât poate să fie Evanghelia? Să înțelegi că păcatul te face vinovat înaintea lui Dumnezeu. Să înțelegi că ai de-a face cu un Dumnezeu sfânt și drept. Și să înțelegi că mântuirea este doar în Iisus Hristos. E grea Evanghelia? Nu-i grea deloc. O înțelesul ăsta pe cruce, repet, nu cred că a fost vreodată împreună cu Hristos, nu cred că a făcut vreun lucru bun, nu cred că a ajutat la ceva, nu cred că a strâns coșurile de fărămituri cu ucenicii, după ce Domnul a înmulțit pâinea. Și totuși, Hristos i-a spus că va fi în rai. Cum poți să ajungi în rai? Atâtea eforturi. A înțeles că mântuirea doar în Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea în încheiere, înainte să ne rugăm, să vă spun... De ce nu poți fi mântuit altfel decât prin Hristos? Poate cineva o să fie aici prezent sau este aici prezent sau ne urmărește online și o să spună, da, numai la voi la pocăiți? Vreau să vă spun ceva din capul locului. Pocăința nu a fost inventată de penticostali, nici de baptiști, nici de adventiști, nici de frații creștini după Evanghelie, nici de cultul ortodox și nici de cultul catolic. Pocăința este ideea lui Dumnezeu. Noi nu facem decât să citim din Biblie. Da? De ce nu poți fi mântuit altfel decât prin Hristos? Sunt multe motive, dar vă dau doar vreo trei. Ca să fiți convinși că ce o înțeles acest tâlhar, ar trebui să înțelegem, să ne asumăm și noi. În primul rând, el o înțeles că Hristos este Dumnezeu 100%, din aceeași natură și aceeași esență ca și Dumnezeu. Vreau să înțelegem, dragii mei, Domnul Iisus este Dumnezeu. Este Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat pe acest pământ, s-a dezbrăcat de divinitatea Lui, de slava Lui, dar a rămas Dumnezeu. 100% Dumnezeu, 100% om. Hristos n-a fost un Dumnezeu mai mic, n-a fost un Dumnezeu mai slab, n-a fost un Dumnezeu care putea să facă unele lucruri și pe celelalte nu le putea face. Hristos a fost Dumnezeu. Mântuirea este doar în Iisus Hristos, pentru că Iisus Hristos este Dumnezeu. Nimeni și nimic, sub nicio altă formă, nu te poate duce în cer, decât prin Iisus Hristos. Știți că vorbea Filip, evanghelistul în Fapte, capitolul 8, cu un famen etiopian, cu unul din partea de nord a Africii. Nu era evreu omul ăsta, venise la Ierusalim să se închine Dumnezeului evreilor. Nu ne zice Biblia cum a ajuns să audă despre Dumnezeul evreilor. A venit la Ierusalim și a luat sulul cărții lui Isaia și în călătoria lui de la Ierusalim înapoi spre Etiopia, zice Biblia că era un demnitar de rang înalt, probabil ministru de finanțe, spune Biblia că citea din acest sul de carte, avea 1500 de kilometri între Ierusalim și Etiopia, avea timp berechet de citit. O lună și jumate, două luni dura călătoria cu carul și la un moment dat citea și nu înțelegea și Dumnezeu îi zice lui Filip, du-te și prinde carul acesta și explică-i. Citea din prorocul Isaia despre jertfa lui Iisus Hristos, exact ceea ce v-am spus în această seară. Și vine Filip lângă el, se așează în car și zice, înțelegi ce citești? Nu înțeleg, zice. Dacă nu-i cineva să îmi spună. Și zice Biblia că Filip a început de la Scriptura aceea. Și știți pe cine a predicat? I l-a propovăduit pe Iisus. Și cred că o asculta, nu știm cât o fi predicat Filip. Poate predica așa mult, vorbea mult ca mine. Poate în 5 minute, în 5 fraze, i-a spus tot. Cert e un lucru, că la un moment dat au ajuns aproape de o apă. Și zice famenul. Și ce zice famenul? Uite apă. Ce mă împiedică să fiu botezat? Știți ce îi zice Filip? Nimic nu te împiedică. Dacă crezi, se poate. Și famenul face cea mai mare afirmație pe care un muritor poate să o facă în viață pe acest pământ. Știți care este aceasta? A zis, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Punct. E cea mai mare afirmație pe care oricine, orice muritor o poate face pe acest pământ. Să crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând, spune Scriptura, să avem viața veșnică. Slăvit să fie Domnul! De ce mântuirea doar prin Hristos? Pentru că Hristos este 100% Dumnezeu. Încă un motiv. Hristos a trăit necontaminat de păcatul omenirii. Pentru că s-a născut în lumea aceasta printr-o intervenție divină și nu prin aportul uman, sângele lui Hristos
a fost contaminat de sângele păcătos al descendenților. Atunci când Adam și Eva au păcătuit în grădina Edenului, omenirea a fost plagiată de păcat. În ADN-ul tuturor oamenilor, de atunci înainte, inclusiv al nostru, de astăzi, există o urmă a păcatului și sângele nostru este contaminat de păcat. Dar a venit unul care s-a născut din fecioară, fără intervenție umană. Știți de ce? Pentru ca sângele lui să fie pur, curat. Când te duci să-ți faci o intervenție chirurgicală și ai probleme, îți dă un sânge compatibil cu grupa ta sanguină și cu mare atenție un sânge necontaminat, că nu te-ar ajuta cu nimic. Mă gândesc că mântuirea lui Hristos prin sângele lui a făcut exact același lucru. Dumnezeu face o transfuzie supranaturală printr-un sânge care e necontaminat de păcat ca să poată să-mi filtreze sângele meu care a fost contaminat de la Adam și de la Eva încoace. Hristos a trăit neafectat și necontaminat de păcat. 1 Petru 2 cu 22, El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Iisus a fost fără păcat, Hristos a fost fără niciun lucru pe care cineva să îl fi putut imputa că ar fi greșit. De aceea mântuirea vine prin El. De aceea doar Hristos te poate mântui, pentru că niciunul dintre noi, de asta zice Biblia că noi ne naștem în păcat. Te uiți la un copilaș născut, o minune, cu ochișori și cu mâini și cu tot ce-i trebuie pentru viața asta. Și te uiți la el și poți să declar că este altceva decât o minunăție. Totuși, știți ce zice Biblia? Ne naștem în păcat. Pentru că purtăm gena, purtăm ADN-ul păcătos al omului care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și la un moment dat în viața noastră trebuie să vină momentul ăla când recunoști că jertfa lui Hristos, ce-o recunoscut și tâlharul ăsta, sângele lui care a curs acolo poate să mă curățească și pe mine de păcatele mele. Pentru că el a trăit necontaminat de Dumnezeu. Și ultimul lucru și apoi vreau să ne rugăm. De ce doar Hristos mântuie? Pentru că El e 100% Dumnezeu, are un sânge perfect, curat, necontaminat de păcat. Și El a venit din cer, ăsta e al treilea motiv, pe lângă multe alte, a venit din cer pe pământ ca să ne ajute pe noi să plecăm de pe pământ în cer. Asta e tot. A venit de dragul meu, de dragul tău, de dragul fiecăruia dintre noi. A venit din cer pe pământ ca să mă pregătească pe mine să fiu gata să plec de pe pământ în cer. Niciunul dintre noi, vreau să vă spun, nu suntem cu nimic mai bun decât tâlharul ăsta. Niciunul dintre noi, dacă vreți, tâlharii cei doi reprezintă omenirea în stânga și în dreapta lui Hristos. Niciunul dintre noi suntem mai buni decât ei. Totuși, în seara aceasta, avem harul să ne apropiem de Hristos. El nu mai e pe o cruce. El a murit, zice Biblia, a fost îngropat. Dar și mai frumos, a înviat și este viu pentru totdeauna. Tot creștinismul nostru atârnă de moartea, de suferința, de moartea și de învierea lui Hristos. Aș dori în această seară să ne rugăm, să facem o rugăciune și vă invit să ne ridicăm în picioare. Și nu fac acest lucru de obicei, dar aș vrea să stăm cu capetele plecate și poate aici cineva care nu a înțeles cum stă treaba cu păcatul. Poate aici cineva care a zis că alții sunt vinovați pentru păcatul lui și că el e absolvit de responsabilitate dacă e victimă colaterală. Vă spun, în lumina Sfintelor Scripturi nu există așa ceva. Eu trebuie să-mi asum vina pentru păcatul meu. Dacă ești aici și simți povara păcatului, n-ai vrea să te rogi lui Hristos ca el în seara aceasta să te elibereze? Aș vrea să o facem în rugăciunea aceasta. Poate este aici cineva care până astăzi n-a înțeles că Dumnezeu este sfânt. A crezut că Dumnezeu este undeva o entitate în univers care își vede de treaba lui, noi ne vedem de treaba noastră. Nu, Dumnezeu este interesat de noi, dar sfințenia lui Dumnezeu cere ca noi să dăm ceva în schimb.
aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă conștienți de faptul că avem de-a face cu un Dumnezeu sfânt. Un Dumnezeu care iubește, dar în același timp care este un foc mistuitor. Și apoi poate este aici cineva care a crezut că poate fi mântuit și altfel. Poate este cineva care a crezut că dacă face două fapte bune în loc de o faptă rea, va fi mântuit. Sau poate ai crezut că dacă astăzi ai făcut un lucru rău și mâine faci două lucruri bune, balanța va înclina spre pozitiv. Lucrul ăsta nu merge. Asta e psihologie. Teologia e altceva. Dacă ai făcut un păcat, trebuie să te pocăiești de el și să înțelegi că mântuirea este doar în Iisus Hristos. Aș vrea să vă provoc să ne rugăm cu toții. Iar dacă ești aici, ai nevoie de iertare, roagă-L pe Hristos să ți-o dea. Dacă ești aici, ai nevoie ca El să te facă conștient de sfințenia Lui, roagă-te pentru asta și El o va face. Iar dacă ești aici, ai nevoie de mântuire, Hristos este aici în această seară și gata să ți-o dea. Hai să ne rugăm cu toții.